Repede publicitate, după care vin niște copilași alături de noi să ne danseze și de asemenea mai avem una bucată tort oferită de Tip Top pe care noi la rândul nostru vi-l oferim dumneavoastră. Așa ceva, mai cu prestanță, cu dinara, cu capul pe spate, nu se uită în ochii lui. Super, super. Da. Ia uite, băi, ce știu să facă, mă, copiii ăștia, n-ai văzut așa ceva. Lor. Dar știi care mi-a plăcut cel mai mult, mă? Ia-ți. A fost foarte simpatică aia cu lăsatul ei pe el. Vrei să încercăm și noi? Da. Hai, mă. A răspuns ea. Vrei să da. Ana, mai pregătești la te rog aia cu inimioara? Hai că vreau să încerc cu nevastă mea cu... Bună dimineața, bine, când ai îmi zici, când o ai îmi zici, da? Ana, te rog. Bună dimineața, bine ați venit la noi, doamna profesor Ariana Urziceanu. Bună, foarte dimineața, vă mulțumim. Aveți microfon, aveți. Așa, voi doi aveți, voi două, uitați, aveți câte un, aveți un microfon, vedeți cum vorbiți. Tot alături de noi sunt Anastasia și cu Ines. Bună dimineața, bine ați venit prea frumoaselor. Bună dimineața. Așa, de asemenea, mai este alături de noi Iulia. Bine ai venit, îți mulțumim foarte, foarte mult. Și după aceea Liviu, bine ai venit. De asemenea Teo, Teo. Bună dimineața. Salut. Și cu Alex. Bună dimineața, bună dimineața Cristina. Mă uitam cât de elegant au condus băieții fetele la scaun. De ce să și acum urc și eu și eu cu nevastă mea. Hai mă, odată! Eu nu știu să dansez ca ei și mă fac de rușine. Lasă-mă că facem doar faza aia. Care fază? Haide mă, că-i dragobetele azi. Stai că pe partea să mă doresc, spatele vină de acolo. Hai să ne învețe, hai să ne învețe doamna instructor doamna... ceva, ca să învețe și cei de acasă. Păi vreau și tot v-a plăcut. Uite, dacă vrei, îmi faci cu flori. Nu vreau mă, că inima pe ecran. Când merg oamenii la o petrecere, la o chestie, ies la un vals, ies la o treabă, la o socoteală. Să învățăm câte ceva. Deci, nu e învățăm de... niciun vals, nimica, doamne, vreau doar aia cu doar aia, clătinatul. Ce învățăm? Ceva doar aia esențial. Cu clătinatul vreau. Da? Figura, poza. Hai, cum era poza aia? Facem o priză așa, ne ținem de mâini. Da. Întâi trebuie să ne ținem. Trebuie să ne ținem așa de mâini, da? Deci n-am mă ținem invers. Așa. Cum? Așa? Da. Trebuie să treceți pe aici. Așa. Până ajungeți drept în drept. Și acum șold la șold. Șold da. La șold, bazinul aici. Așa. Șold la șold. Da, bine așa. Așa. Și acum o fandare. O fandare. Și cu încredere ne lăsăm. Băi, surel, stai așa. Și am îmbătrânit între timp. Și aici e priză, aici trebuie contact. Mă zici că ai uginit, nu că ai îmbătrânit. Deci cum? Ia, dar vă rog frumoase și din inima noastră, da? Aici împingeți. Da. Și aici să nu ieșiți cu umărul în partea cealaltă. Ieșiți din inima noastră. Așa, da, și acum? Eu am ieșit. Eu trebuie să mă țin, nu, totuși? Nu, două picioare. Nu. Încredere. Băi, tu mă ții? Da, mă, nu vezi că sunt proptit. Așa, ca să vedem unul alt, auzi. Uite ce față de cioban am. Hai să vedem. Aici. Aici ne ținem de mâini. Șol la șol. Păi ține-mă. A ieșit? Dar nu ne-am uitat unul la altul. Pardon. Da, da, du-mă și la piesă, hai. Dar stai mă, crezi că am crăcănat așa, doamnă, cum să fac să nu se vadă? Adică, nu se vede să... că e fandare, clar. Hai că fac așa. Da, deci gata, atenție, dar dați drumul și la piesă. Și cu muzică? Oh. Ne rêve des amoureux, sauf comme le bon vin. Il dorme de la joie, en pierre du chagrin. Oh, și dacă nu vrei să
Și rămânem așa? Nu, trebuie să revenim. Da. De acolo dăm drumul cu mine odată. Hai, vă rog. Îl fur un pic, da, cu rujul, da, da, că tot era... Dacă se poate de tot. Deci după ce ne-am lăsat, da? Dăm drumul la mâna aceasta și tragem un pic aici. Nu tragem nimic, doamnă, că e nevasta de față. Hai, lăsați-mă în pace. Bună dimineața, copilaș, bine ați venit la noi. Hai, doamnă. Ia uite, domnule, copilașii, păi, cu dată, mulțumim. Tu ai vrut, tu ai vrut. Da, da, nu uitați că e dragobetele astăzi. Mai în scârbă, mai nu știu ce. Neapărat un te iubesc cadouașul și hai, dragă, să... Că altfel ați încurcat. În cât timp au ajuns cele două cupluri să danseze așa? Cât au repetat? Da. Cât au învățat? Cuplurile sunt noi, sunt pe nou formate. Alex cu Ines dansează împreună de o lună. Chiar vorbeam mai devreme că o lună au împreună. Dar ei, separat, fac de 2 ani dans. Iar Teo cu Anastasia de 2 luni, nu, Teo? Da. 2 luni. Și am reușit să legăm coregrafia. De 2 luni doar dansează? Împreună, în această formulă. Păi și nu, se înțeleg foarte bine, pare. Se înțeleg foarte bine, da. Eu cu nevastă mea de 17 ani încercăm să ne înțelegem și nu prea reușim. Da. Ei petrec mult timp împreună și în afara antrenamentelor, da. Sunt prieteni așa și se cunoaște imediat. Poate fi dansul o terapie, nu știu, zic, de slăbit, de eliberat. Nu zicea la un moment dat, Cristina, eu mă duc la dansul. Nu te duci, bă, stai mai acasă la spăla vase. Bineînțeles, dansul alături de o alimentație corespunzătoare. Da. Poate ajuta la stabilirea unui echilibru fizic și psihic totodată, fiind o terapie fizică, dar și spirituală. Pentru încă de la cele mai fragede vârste până avem și dansatori la 40, 50, 60 de ani chiar. Domnul Ziceanu, ajută la slăbit. Dansurile astea de societate, nu din alea de săsar, de nebun aerobicul și alte nebune. Adică poate fi un dans din ăsta, ăsta ce a fost, valsul, ați spus, nu? Valsul. Așa. Da. Există mai multe tipuri de efort. Atunci când te apuci de dans sportiv și n-ai mai făcut sport anterior, un minim de 2 ore pe săptămână este necesar. Și nu mai mult, pentru că corpul nu e învățat cu mișcare. În timp se pot adăuga ore și atunci și rezultatele sunt pe măsură. Dacă îți faci un program strict din asta și dansezi în mod regulat, poți să și slăbești? Adică sunt și femei, vin femei la noastră care dansează doar pentru a slăbi? Da, normal. Sunt mămicile. Noi avem două săli în paralel. Copiii vin într-o sală la dansuri. Da. Și mulți au venit datorită părinților care au urmat exemplu părinților. Ei au venit în prima fază la aerobic, mămice. Aerobic dans, așa cum e acum Zumba. Da. Și am trecut, copiii au zis hai să vin și eu să văd, hai așa, și au trecut și ei la aerobic. Cum ai la zis? Dansuri, pardon. Aerobic dans, Zumba. Ce e Zumba? Dans sportiv făcut pe ritm. Cred de că asta mi se potrivește, trebuie să fii Zumba la cap ca să dansezi Zumba sau asta după nume mi s-ar potrivi Zumba. Ce? Eu sunt cam Zumba așa. Da, așa, tot dans sportiv, dar da, de obicei la aveți și oameni mari, ca să zic așa, adică faceți cursuri și pentru adulți? Cum se numește școala sau site-ul? Unde? Art Team Dance. Art Team Dance. www.artteam.ro. Artteam.ro. Faceți și pentru oameni mari sau vă ocupați doar de performanță, că avem, înțeleg aici că acești cuplu... copii performează. Păi ca vârstă mai mari ca mine. Sunt performeri, adică... Da, ei merg nu, la competiții. Dacă uitați, vreau să vin eu cu de societate, sigur. De societate se poate, majoritatea. Da? Sunt foarte puțini, foarte puțini adulți care preferă dansul de performanță. Majoritatea vin pentru slăbit sau pentru relaxat. Dar de obicei vin doar soțiile sau soții sau vin în cuplu? Vin împreună? Vin soțiile și apoi ulterior mai apar așa trași. Aha, se vede sfoara, se vede lațul de gât. Da. A, când intră și în sală, așa că e mai tras la față și ce-ai, domne, mă strânge lațul. Dar apoi, după ce vin la câteva ședințe, descoperă că au avut un talent ascuns. Bărbații și... mai ales. Da, 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 știu. Și se descurcă destul de bine. A, am înțeles, da. Ce-i, Cristina, ce te uiți? Vreau să văd profesioniști dansând. Da, câte dansuri avem în dimineața asta, doamna profesoară? Câte ați pregătit? Am pregătit 4 momente. Da? Unul a fost valsul vienez de mai devreme. Acum Liviu și cu Iulia ne vor prezenta un cea-cea-cea. Un cea-cea-cea. Hai să ne ce iumim. Băi, câine, vină cu a, ăsta ești în pericol. Bestie, vină cu a, că ăsta, crede-mă, ești în pericol mare. Adică dacă se apucă... Da, ia să-i vedem. Ei sunt profesioniști, da? Câștigători de participanți la concursuri. Da, și sunt tot pereche nouă. Chiar am zis că astăzi am adus 3 perechi noi, nou înființate, ca să zic așa. Formula aceasta. Bun. Este vorba despre Liviu și Iulia. Să-i urmărim cu cea-cea-cea. Uite cum...
fugaza ti pega. Nancy, patela sa fugaza ti pega. Nancy, patela sa fugaza ti pega. Cum se aruncă, cum se alea, ta, ta, ta. Mulțumim foarte, foarte mult, Liviu și cu Iulia. Între timp, hai rugăm copiii să se mai pregătească. Care e următorul, doamna? Teo? Teo și cu Teo. Anastasia, Jive. Teo și cu Anastasia, da? Jive, da? Da, de la ce vârstă recomandați să se înceapă? Și asta mică. 4-5 ani. De la cam 4-5 ani și vârsta finală, ca să zic așa? 70. Cel mai bătrân cu pe care l-aveți? 50. 50? Ne aduceți într-o dimineață, trebuie neapărat. Da? Cristina, bine. Te rog eu mult, o scoate floarea aia de acolo. Da, de ce? Nu de acolo. De aici? De acolo. Așa. Că se crede că se vede altceva. Aoleu, da. Aoleu, că m-am speriat, m-am uitat la... Ți-a ieșit, ți-a ieșit. A, nu, e garoafa. Poate vrea cineva să miroase o garoafă. Hai, lasă, poate nu îți bagă nimeni nasul între garoafele tale. Alo. Hai să urmărim copiii dansând. Să vedem copiii. Ce ați zis că avem? Jive. 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 Poza de final, așa, vină cu asta, bat palma cu mine, Teo. Ia uite, băi, ușoră, recuperează-o. Hai că era să se duc. Bate palma cu mine. Hai că ești foarte tare, dar știi de ce? De ce? Că ai jucat bestia în picioare, că se băgase câinile pe aici. Pe Teo nu l-a interesat. Jap una, jap două. Ai, Doamne, pe Teo îl mai invităm singur în emisiune. Băi, dar n-a avut nicio treabă. Hai, dacă tot